Dragoș, este în regulă dacă spun că astăzi a fost o înfrângere nemeritată? Da, cred că e o înfrângere nemeritată. Așa am impresia asta la cald acum. Sunt foarte dezamăgit că băieții au muncit și cred că am făcut unul dintre meciurile bune, consistente. O singură eroare cred că am făcut la începutul meciului. Nu știu dacă o pot considera eroare, pentru că a fost o execuție extraordinară a lui Ursu, dintre trei jucători și peste fundașul nostru central, un gol făcut din calitatea jucătorului de la Galați. Din păcate, noi cu poarta goală am dat pe lângă poartă, ocazia lui Florin, bară înainte de gol, cu 20 de secunde înainte. Ocazie fulga a fost. Ocazie fulga, a mai fost un Angelo acum pe final. Da, au fost ceva situații și ocazii, dar ce să facem? Mergem mai departe, că altceva putem îndrepta de la meciul acesta. În afară de noroc, ce ne-a lipsit astăzi? Jocul a fost unul bun, după cum ai spus și tu. Nu știu, nu pot să-mi dau seama. În acest moment nu pot să-mi dau seama, poate doar un pic mai mult consistență pe faza de atac, pentru că... Cum să mă exprim acum? N-am avut suficient de multe situații una după alta, adică am trecut câteva minute de la o ocazie la alta și asta poate puțin. Trebuia să fim mai, să presăm un pic mai mult, să avem mai multe situații încât adversarul la un moment dat să cedeze. Am avut situații, am avut ocazii, dar la câteva minute distanță. Bine, asta poate și din cauza că nu vreau să găsesc eu o scuză neapărat, dar cred că arbitrul a fragmentat jocul foarte, foarte mult, foarte mult. Adică cred că s-a stat foarte mult pe jos în repriza a doua, s-au făcut și schimbările, cred că se puteau da 10 minute de prelungiri. Asta e impresia mea acum la cald. Cred că trebuia și doi jucători eliminați de la Galați pentru al doilea galben, Zivuli și cu Rus. Trebuia să primească două galbene, cred eu, după cum s-a desfășurat jocul. Poate erau meritate. Bine, nu știu dacă poate schimba, poate nu. Dar noi trebuia să fim un pic mai consistenți în nivelul acțiunilor pe care le-am avut de poartă. Pentru că totuși, prima repriză n-am prea avut nici noi foarte multe. De fapt, au fost foarte puține. Repriza a doua a fost diferită. Dar până la urmă, rezultatul contează. Galațiu aproape e promovat în Liga 1. Cu această victorie sunt foarte, foarte aproape și noi o să ne batem pentru locul 5. Ai vorbit puțin despre arbitraj, ai apucat să revezi acea fază din minutul 7-7, posibil da, penalti, n-a fost. Nu, n-a fost penalti, este și părerea mea, poate atunci și pe teren. Da, ați explodat cu toții. Și toată lumea vorbea, într-adevăr, mingea a atins mâna jucătorului advers, dar nu cred că nu se putea. Mă pun și în partea cealaltă și nu cred că nici eu nu aș, și eu aș fi fost considerat nedreptățit dacă primeam un penalti, dar faza s-a derulat și am avut ocazie imediat centrarea, Florin a avut toată poarta goală și a dat pe lângă poartă. Cam pe ei se face diferența în play-off. Galațiu a avut o ocazie dintr-o execuție foarte bună a lui Ursu, o centrare perfectă și ne-a dat gol. Și noi am avut rovitură liberă pe 16 metri și poarta goală și n-au putut să dăm gol. Asta e diferența până la urmă. Oțelul te-a surprins astăzi cu ceva? Sau? Nu pot să zic că neapărat ne-a surprins cu ceva, dar dacă au câștigat, bravo lor, îi felicit, au știut să țină de acest 1-0, ținând cont că contează foarte mult punctele. Ei și-au atins scopul și noi n-am putut să dăm goluri când am avut situațiile noastre. O atmosferă din nou frumoasă pe stadionul municipal Dej. Se învață lumea acum să vină la stadion pe final de campionat? Da, m-aș bucura. Au fost destul de multă lume și astăzi sunt foarte fericit că au venit alături de noi. Da, probabil, nu știu, n-am reușit să luăm niciun punct, dar... Cred că s-a văzut că noi am încercat, așa cu puterile noastre pe care le avem, cu forțele noastre, să facem un joc bun și să ne batem până la final, da? Pentru fiecare minge și pentru fiecare minut. Și mi-aș dori să vin în continuare pentru că
până la urmă, noi dacă reușim și o să ne batem pentru acest loc 5, o să ne asigure cumva o prezență la baraj. Dacă nu, noi o să fim la fiecare meci la fel și vedem ce se poate întâmpla. Dacă nu, asta o să fie și vedem ce facem mai departe. Dar mai sunt 15 puncte puse în joc, suntem la egalitate de puncte cu Buzău în acest moment. Bine, ei cu un meci mai puțin, dar mai avem 3 meciuri acasă din aceste 5 etape și eu cred că am avut un joc în creștere de 2 etape și acesta cred că a fost mai bun decât celelalte meciuri, doar că n-am reușit să înscriem din ocazii cel puțin 2-3 foarte, foarte mari.